În acest an, Moșu s-a gândit și la cei care sunt în spatele sportivilor. Pe lângă antrenori, și părinții au un rol important în drumul pugiliștilor spre marea performanță. De aceea, bradul de Crăciun a fost plin de cadouri pentru boxerii de la CSM Ploiești, dar și pentru părinții lor. Cer, nu mă așteptam. Și cum v-ați simțit? Bine. Avem și noi un merit, o contribuție în creșterea copiilor, probabil, pe lângă Nea Titi. Și... V-ați adus aminte de copilărie? Da. O prezență aparte la serbarea din ring a fost un copil de doar 9 ani. Micuțul și-a făcut tot un soare specială pentru această zi, știind că va fi recompensat. Că a fost o zi. Poftim? Că am fost o zi, e tatăl m-a dus așa. Da? Mircea! Da, e azi. Elena! Îmi place. Îmi place. Îți place boxul? Da. De ce? Nicola! Este un sport de apărare și îmi place. Nu toate i-au plăcut lui Moș Crăciun, iar nemulțumirile a avut grijă să-i le transmită lui Titi Tudor. Acesta le-a spus copiilor că bărbosul vrea ca ei să nu mai lipsească de la antrenamente, altfel vor vedea doar nuiaua. Credeți că vă veți ține de antrenamente în 2017? Cu toate problemele secției de box, sacoșele au fost pline cu dulciuri, fructe și sucuri oferite de maestrul Titi Tudor și antrenorii Iulian Ilie și Adrian Pârlogea, celor peste 40 de sportivi prezenți.